A fost un vot negativ? A avut o componentă și de vot negativ, dar având în vedere încă de la primele sondaje, îmi place să cred că e așa. Este încrederea oamenilor după 4 ani de zile și chestia asta pe mine mă face să fiu foarte mândru și mă și obligă în același timp la mai mult. În cazul dumneavoastră a fost un candidat independent, cât a contat susținerea USL? A contat susținerea USL-ului și este, dacă vrei, în gând și în simțire, pentru că toată lumea a văzut cam cum mi-au pus piciorul pe frână 4 ani de zile. Și atunci, sigur că a contat. Cum Dumnezeu să nu conteze? Și după aia nu uitați că totuși 17 ani eu am stat în partidul ăla și oamenii mă știau și mă cunoșteau și în 17 ani aveau ei de gând să, clar de tot, să se hotărească, când am avut mai mare nevoie, ei au fost lângă mine. Există posibilitatea să o echipă aproape nouă de primar de sector. Cum o să fie? Da, da, și sunt bucuros de lucrul ăsta, pentru că atunci, într-adevăr, pot să vorbesc și eu despre colaborare și despre onestitate în colaborare. Ceea ce n-am putut să fac 4 ani de zile, dar nu m-ați auzit plângându-mă. Primul proiect pe care îl veți face acum, pe care, nu știu, să-l autostrada puteți suspendată, am să o trec prin Consiliu și după aceea nu vă mai anunț decât în momentul când sunt gata, vă invit pe toți și ne plimbăm pe ea și după aceea dăm drumul la mașini, dar fără noi, că altfel. Deci e o promisiune pentru români, nou mandat? Da, eu mi-o țin, doamnă, și mi-am ținut toate promisiunile și puteam să încep de un an și jumătate. Nu acum 4 ani. Am consultat oameni de specialitate, am discutat cu ei, am discutat și cu finanțarea, pentru că e într-un parteneriat public-privat, nu greva bugetul Bucureștiului, care și așa avea dimensiunile lui de austeritate. Nu, în să punea problema. În Consiliu puteți să treceți acum proiectele pe care... Da, și am să trec proiectele bune. Nu o să... Așa cum 4 ani de zile n-am trecut prostii, nici măcar n-am încercat să trec prostii în Consiliu și mă refer la pământuri, la legea 18, la legea 10 și așa mai departe, m-a ajutat Dumnezeu și am reușit să țin un echilibru împreună cu echipa. În afară de autostrada suspendată, exact, la ce alt proiect mai vreți? Am virtuții care stă de un an și jumătate că mi-au luat banii de acolo, am Nicolae Grigorescu de mi-e rușine, îți dau ochii cu oamenii ăia din cartier, că de câte ori mă văd pe acolo, mă întreabă domnul Oprescu, noi ce mai aștept să vecinilor mai încet, vă rog. Ce faceți cu Berzei Buzești? Cum ce fac cu Berzei? În septembrie ne ducem pe Berzei Buzești și circulăm. Silviu Prigoană a pierdut cu un scor crunt. Un sfat pentru domnul Silviu Prigoană. Domnule, n-am nicio vină. Domnul președinte spune astăzi că își dorește de la viitorul primar să scape Bucureștiul de câini și să construiască încă 6 pasaje. Cât de viabile sunt aceste proiecte? Păi, la afirmație domnului președinte, eu răspund în felul următor. O să fac 12 pasaje și o să scap Bucureștiul de câini iremediabil liniștiți oamenii să poată să circule, pentru că am unde să-i duc, unde să-i îngrijesc, unde să-și facă adopția lumea care dorește, dar lume de bun simț, nu povești din alea cu adoptăm 2000 de câini și nu avem grijă de ei. Și în felul ăsta răsuflăm ușurați, bucureștenii în primul rând răsuflă ușurați că au scăpat de câini. Ăsta a fost primul moment. Acum urmează restul. Cum vi s-a părut scorul, domnule Oprescu? Vă așteptați la mai mult, la mai puțin? Doamnă, v-aș minți să vă spun că nu mă așteptam, dar ca orice om mare, am și eu emoțiile mele, că nu-s făcut în cârpe, nu? Ca să n-am emoții. Eu când îi aud pe ăștia cu n-am, doamne, niciun fel de emoții, ăștia n-au decât 2 șanse. Sigur, sunt proști, ori sunt proști, că altceva. Nu vii mai lui și nu a trebuit la mandat? Nu, eu cred că undeva pe la al 5-lea aș vrea să mă opresc, să dea Dumnezeu să mă țină sănătatea. Nu, spuneați la început, în 2008, că doriți 3 mandate. Nu, am spus de la început că doresc 5 ca să-i liniștesc pe dușmani. Ce credeți că i-a determinat Bucureștiul? Încrederea, și vă spun că de chestia asta sunt foarte mândru. Încrederea că după 18 ani au văzut că se poate face. Încrederea că se poate să aibă și drumuri noi. Încrederea că se poate să aibă și spitale noi. Încrederea că poate să aibă și școli noi, uitate de Dumnezeu, undeva într-un sertar. Aia cu școlile, programul BEI cu școlile, ființează din 2000, la sfârșitul 2002. Uite că anul ăsta se termină toate școlile. Am vrut eu să le termin pe toate cu un an mai devreme, dar
Treceți trebuia să vrea și constructori. Treceți metrou la primăria capitalei? Dom'le, eu îi primesc pe ăștia de la metrou că bă, am văzut că e o emulație de vreo 2-3 luni de zile, vor să vină la mine, dar au început să, în primul rând, însă să respecte legea, să treacă divizionul de poliție rutieră la primărie, că a rămas singurul oraș unde n-a trecut capitală, n-a trecut că era Oprescu, primar general. Bun, eu le-am spus, vă bucurați degeaba că nu-l treceți, pentru că acum vreo 20 de ani tot o să-l treceți. Mă rog, când o să considere ministrul de interne că e cazul, dar aș vrea să considere mai repede. Ce ați discutat cu liderii? Nimic, ne-am felicitat, ne-am pupat, ne-am urat succes unul altora, că și ei au nevoie, slavă Domnului, de succese. V-a sunat cineva de la PDL să vă felicite? N-am telefonul la mine, e mașină, dar mă uit. Să știți că dumneavoastră glumiți, dar eu am oameni acolo care sunt de oameni de onoare, cel puțin în viața publică și în viața politică. Oameni care au trăsături caracteriale de oameni. Ne dați un nume? La cine vă referiți mai exact? Ne dați un nume, da. Sunt prietenii mei și n-aș vrea să se supere pe mine după aceea că i-a dat afară. Rămâneți independent? Am fost și independent și rămân independent și am dovedit lucrul ăsta. Mi-aduc aminte și acum de primele luni, după 2008. Aiurea, independent. Este omul lui Iliescu, este omul lui Coposu, este omul lui... Sigur, pe mine mă onorează. Oamenii ăștia, cât am putut să-i ajut și eu în viața mea profesională, iar unii dintre ei m-au ajutat ca să mă reformulez ca... și un lider politic. M-au ascultat ei mai puțin, dar asta e cu totul altceva. Mai aveți, din punct de vedere politic, și alte așteptări? Din punct de vedere politic, vreau să vă explic că doresc o politică din asta relaxată care să ducă oamenii în normalitate. Că după anii ăștia care au trecut și după încruntările și după supărările astea care au trecut pentru ei, au și ei dreptul să respire normal și au dreptul să nu mai respire cu aprobare că li se întâmplă să le taie ceva, nu?